Iată-ne în cea de-a doua parte a emisiunii noastre din această seară, Vorbește Suceava. A rămas în studio domnul președinte Nicolae Năstasă, vorbind despre președintele clubului social-liberal. Studențesc liberal. Social-liberal, doamne, ce prostie era să spun. Studențesc liberal. Dar mai avem încă doi invitați. Este vorba despre domnișoara Anca Pojar, vicepreședinta clubului, și despre domnul Ionuț Nicoară, care este un fel de președinte interimar. N-am spus foarte bine de ce președinte interimar. Este președintele interimar al Consiliului Universitar al Clubului Studențesc Liberal. Avem și un Consiliu Universitar, da, pentru că trebuie să fim reprezentați pe fiecare facultate. Și trebuie să avem din partea studenților câte un reprezentant din fiecare facultate. Pentru că e important pentru noi să știm fiecare problemă a studentului din fiecare facultate în parte, a Universității Suceava. Ok. Domnișoara Anca Pojar, la ce facultate sunteți? Bună seara! Sunt student în anul 2 la Facultatea de Istorie Geografie, specializarea științei politice. Ops, așa. Și sunt implicată în Clubul Studențesc Liberal de aproximativ un an. Da? Și sunt foarte bucuroasă și am dorit să facem împreună cu colegii mei cât mai multe lucruri. Am înțeles de anul trecut că ați avut o groază de... Adică programul chiar a fost unul de foarte încărcat pentru 2011. Acum pentru 2012. Acum aveți în față o provocare și acum vorbesc cu toți trei. Aveți o provocare și anume... Nu mi se pare și nici nu am dat până acum... N-am avut impresia că vă jucați de oameni mari. Bă, chiar faceți chestii groazave acolo. În schimb, zilele astea, în România, se discută despre o lege care se va chema Legea Sănătății. Nu știu dacă ați aflat ce vi se pregătește vouă studenților, apropo de această lege. Nu numai nouă, ci mi se pregătește tuturor cetățenilor României. Aici e problema. Omul politic, lasă-mă să închei tot frumos. Deci, vi se pregătește o chestiune următoare. Ca după apariția acestei legi, este foarte probabil ca studenții să nu mai fie asistați gratuit social, din punct de vedere medical. Deci să nu mai aveți asistență medicală gratuită. Ați auzit de chestia asta? Da. Da, am auzit. Și până domnul președinte. Pur și simplu, păi am auzit de lucrul acesta. Așa. Și pur și simplu mi se pare o aberație. Păi nu e de ajuns că mergem la școală și învățăm, da? Ne implicăm, dorim să învățăm, demonstrăm prin rezultatele noastre că învățăm, acum trebuie să mai și plătim. Deci gândiți-vă că dacă mă duc acum într-un liceu și un coleg, un elev, lipsește o zi pentru că este bolnav și are nevoie de scutirea aceea medicală sau se îmbolnăvește la școală, așa, el în momentul când se duce la cabinetul din școală, la cabinetul medical din școală, va trebui să plătească. De unde? Aici e întrebarea, de unde? Pentru că noi așa avem, sistemul ăsta al învățământului este pus la pământ acum. Alocațiile au fost tăiate. Bursele la noi, la studenți, au fost tăiate. Eu vorbesc de ceva foarte grav. Păi da, e foarte grav. Hai să vorbim unul peste altul. Domnul Stas, e ceva foarte grav și anume că viața studenților va fi pusă în pericol, practic. Dacă sunt lipsit de asistență medicală, pentru că ăla care este în liceu, deci învățământul obligatoriu e de nu știu câți ani, da? Omul care este în liceu, copilul care este în liceu, da? El are asistență medicală gratuită. Cel care termină școala și nu este student, muncește undeva. Da. Dar voi sunteți prinși practic între două lumi. Păi aici e problema. Că va consulta cineva? Pentru că spunea domnul președinte Băsescu aseară că se află în consultări. Va consulta cineva apropo de acest capitol? Cine să ne consulte? Domnul Nicoară, ați auzit pe cineva? Va chema cineva să vă spună? În niciun caz. Să vă întrebe? Mă băieți, voi vreți să muriți pe stradă așa fără... Nu a venit nimeni să ne ceară părerea sau să ne spună despre ce va urma. Deci nimeni? Nimic. Nimeni. Despre acel, cum se cheamă, codul studenților sau cum se cheamă? Statutul studentului. V-a întrebat cineva ceva? Nu. La fel, nu a venit nimeni să ne ceară părerea sau să ne spunem și noi oful, nu. Păi, fraților, ăla vă privește direct pe voi. Da, într-adevăr, noi ar trebui, noi trebuie, nu că ar trebui, noi trebuie să ne implicăm, să ne spunem
noi problemele noastre. Domnul Stas, la nivel național, sunt convins, sunteți afiliat la niște federații, la niște confederații, sau cum Dumnezeu să numească. La nivel național, așa, să spunem, noi am venit ca și studenți, așa, prin asociațiile de studenți, cu o propunere pentru statutul studentului. Așa. Și domnul Funeriu, domnul ministru al educației, nu ne-a luat în seamă. Eventual chiar ne-a amânat, că trebuia practic să semneze din pix statutul studentului. Să se clarifice clar odată pentru totdeauna ce statut are studentul. Ce reprezintă studentul în mediul universitar. Și nu, ce nu studentul luat, în societatea românească. Și în societatea românească. Dar nu ne-a luat nimeni în seamă. Aici e problema. Asta încerc să explic. Faptul că nu suntem luați în seamă, faptul că actualul guvern distruge România, distruge sistemul sanitar. Zilele acestea a distrus sistemul sanitar. Gândiți-vă, mă gândeam aseară, până unde, Doamne, se va ajunge? Pentru că deja e cuțitul la os. Nu, deja să sunăm la ambulanță, deci la 112, da? La serviciu de urgențe, și să întrebăm, o să zicem, avem o urgență, cineva a leșinat pe stradă. Ai 25 de euro? Respectiv, exact, ai 25 de euro? Sau ești asigurat? Da, da. Sau trebuie să merg la cabinetul medical ca să mă înscriu la facultate și trebuie să merg la cabinetul medical pentru adeverința aceea medicală. Așa. Eu va trebui să scot bani din buzunar ca student, da, tocmai pentru a obține o adeverință. Gândiți-vă la lucrul ăsta, este, nu știu, o aberație totală. Să mă duc la cabinetul universitar, cabinetul medical universitar, și să scot bani pentru o adeverință sau o consultație. Deci dacă îmi vine rău la facultate, da? Și mă duc la cabinetul medical pentru a-mi da o aspirină, eu știu, pe orice, o pastilă, orice, pentru a-mi trece, a mă consulta, mă duc și scot bani din buzunar. Dar noi suntem studenți, de unde să scoatem? Nu lucrăm, de unde? Eu asta întreb, de unde? Părinții noștri până acum tot au plătit asigurare, poliția aia de asigurare de sănătate, și tot o plătesc, și o plătesc și pentru noi. Și noi ce facem? Mai plătim încă o dată? E bătaie de joc. Își bat joc de sistemul ăsta. Deci nu știu până unde va ajunge. Oare chiar așa trebuie poate să că, fie? Poate că vor să ne împuțineze. Domnul Nicoare, la ce facultate sunteți? La Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, specializare administrarea afacerilor. Administrarea afacerilor. Da. Crezi că România chiar așa dintr-o dată nu mai are bani pentru sănătate? Nu, consider că România are bani pentru sănătate, doar că, din câte observ, doresc să facă o reformă care tocmai nu este benefică pentru noi studenți, pentru că suntem studenți și ne confruntăm zi de zi cu probleme. De exemplu, eu sunt student la cu taxă, bine, asta e fix problema mea că am trecut, da, însă corect. Dacă ar mai veni acum și ar trece reforma asta a sănătății, ar mai trebui să scot din buzunar niște bani în plus, care i-aș putea folosi în beneficiul meu, ceea ce într-adevăr, nu mi se pare un lucru corect. Colegii voștri ce spun? Vă dați seama că nu sunt de acord cu acest lucru și toți vorbim și noi prin pauze, măi, ne uităm, ai văzut la ce s-a dat la televizor aseară? Da, și toți nu sunt de acord cu acest lucru, însă încercăm și noi, pe cât posibil, drumul sau altul, să poate reușim cumva să reabilităm acest lucru. Doctor Anca Pocer, Cum crezi că trebuie făcut de asemenea manieră încât să creezi un punct de comunicare între cei care ne conduc și noi? În primul rând, tinerii trebuie informați. Până una alta. Da. Foarte, foarte mulți dintre tineri nu au idee despre ce se vorbește la televizor. Aud, însă nu știu. Nu știu cum îi afectează. Și noi asta vrem să informăm, vrem să le spunem prin intermediul site-ului, vorbind cu ei, cum a spus și colegul meu, în pauze, vorbind cu ei, încercăm să aflăm, sau nu știu, să ne spună cât de cât ideile lor, ce am putea face, și vrem ajutorul celor de sus. Să reușim să facem. Se pare că deocamdată, din păcate, aveți decât ajutorul celui de sus. Celor de sus. Sperăm că avem. Celor de sus nu prea. Da. Vedeți, aici încercăm e problema, să i aducem de partea noastră. Studenții nu doresc să facă politică, dar am ajuns cu cuțitul la os și trebuie să ne cerem drepturile. Sunt drepturile noastre. Suntem responsabili, mergem la facultate, învățăm, demonstrăm că suntem capabili, avem și rezultate, și aici și în străinătate. Dar gândiți-vă,
De ce de fiecare dată când batem la acea ușă a guvernanților, ușa este și rămâne închisă? Aici e problema. Pentru că sistemul de educație ar trebui făcut... Domnul Stas, orice sistem... Domnul Stas, două minute să vă zic. Nu, dar vă reamintesc că eu conduc emisiune. Acum, serios, pe cuvânt de onoare. Poate bateți prea ușor la ușă, poate să bateți cu un ciocan. Ați văzut cum intră ea de la Dias, de la Tupre Dias? Au un ciocan de la mare așa că nu pot să deschidă ipractorii. Nu știu dacă ar trebui să apelăm la violență. Nu, păi nu la violență, pentru la ciocan că la mare. Nu, mediul universitar, din care facem parte ca studenți, este un mediu intelectual. Gândiți-vă că noi ne formăm pentru această societate. Noi nu ar trebui să apelăm la violență. Ceea ce s-a întâmplat în 89 n-ar trebui să se mai repete. Dar sunt sigur că în viitoarea perioadă, probabil, se va întâmpla. Pentru că sistemul ca atare, educație, sănătate, ar trebui făcut cu specialiști și să se asculte și vocea celor care beneficiază de astfel de servicii. De exemplu, sistemul educațional. Să fie centrat pe student. Dar ce, domnul Funeriu nu e specialist? În japoneză. Ar fi frumos dacă ar fi făcut sistemul ăsta de studenți cu avizul profesorilor. Acum în momentul acela am avea expertiza și experiența domniilor lor și am avea și, să spunem, pretenții prea mult spus, dorințele, doleanțele noastre. Gândiți-vă că nu ne ascultă. Cred că un pic exagerat, pentru că până la urmă școala trebuie să fie școală. Însă, în mod natural, în mod normal, nu spune neapărat democratic. Eu cred că este în interesul celor care conduc destinul învățământului să vă consulte pe voi. Păi asta e, să fim consultați, dar nu să ne întrebe. Da. Deci da, asta e, de asta zic, da. Să ne întrebe, să fim consultați, să fie bazat pe cel care beneficiază de astfel de serviciu. La fel și în mediul sanitar. Ar trebui să fie centrat pe specialistul care lucrează acolo și pe pacient. Dacă ești sau nu mulțumit de serviciile pe care spitalul, de exemplu, le face, le execută. Și în momentul ăla ar fi o legătură strânsă între pacient și doctor, între elev și profesor, eu știu, între militar și general sau mai problema, știu ce. Problema este următorul, cred eu, și anume că problema nu este relația între medic și pacient. Problema este între cei care ne administrează banii, pentru că eu zic că e destul de trist să spunem de fiecare de cei care ne conduc. Să o conducă pe bunică sa, să nu spun altfel. Pe noi să ne administreze, să ne gospodărească țara asta, dacă pot. Dacă nu pot, să prind să vină alții. Nu ne conduc ei. Cum, eu și-o greșesc câteodată, după care aduc aminte că gândiți-vă că de multe ori cei care ne conduc fac greșeli. Care ne conduc, și, nu? Da. Cei care ne administrează. Așa. Fac greșeli și dau în noi. Și totdeauna noi, ca tineri, copii, noi suferim. Ai copii mie să plâng. Nu, dar ăsta e adevărul. Copii. Noi suntem, nu chiar până copii, la urmă, suntem copiii părinților noștri. Da, și eu sunt copilul părintele lumei, să știi, dar în noi lovește. Știu. Și mie tata mai spune câteodată, știi? Mai se uită așa urât la mine și parcă m-ar apuca de perciun ca pe vremuri, ca acum 40 de ani. Vedeți, noi merităm ca tineri o viață sigură, bună, cu toții acum, merităm. Cu toții merităm. Dar acum și în viitor. Nu. Deci trebuie să se gândească faptul că acum ei vor da în noi, dau în noi, noi suferim și apoi pe viitor ce lasă? Ce lasă în urmă? Întotdeauna m-am gândit, pentru ce populăm acest pământ? Nu ca să facem o viață mai bună? Nu ca să lăsăm celorlalți, generațiile ce vor veni? Aici e problema, pentru că pentru generații, guvernul actual, cel care administrează întregul sistem, să zicem, instituțional, da, care execută, este puterea de execuție, puterea executivă în România, practic în loc să realizeze, să zicem așa, o modificare, nu reformă, o modificare, că de reformă și reformare suntem sătui peste cap. Nu, deja termenul dispare. Dar o modificare a legislației, o standardizare a legislației cu cea europeană, dar ar trebui practic să facă aceste instituții funcționale. De fapt, în momentul de față, ei le trimit în haos. Legislație, ceva legislație mai există. Problema este, așa cum se întâmplă peste tot, vreau să vă spun ceva, un englez e întrebat de un american, mă, dar cum Dumnezeu aveți voi gazonul atât de fain? Și americanul îi spune, păi simplu. Cum mă simplu? Simplu, îl uzi și îl tunzi 200 de ani.
E, dar în Marea Britanie sunt legi din perioada victoriană care mai rezistă. Probabil și bine ați punctat faptul că legislația românească, în primul rând, este o lege până una altă. Dacă ne uităm și în Constituția României, este ceva de pe lângă limba română. Deci da. Constituția României este un pic agramată în vreo două puncte. Legislația asta la altă, nu numai că, e agramată, nu numai că e scrisă de oameni care, deci editată de oameni care sunt supărați vreo pe limba română, dar sunt și chestiuni pe care, până la urmă, rămân interpretabile, pentru că textul de lege nu este foarte, foarte clar. Și cred, și nu eu cred, alții mai deștepți ca mine, mult mai deștepți ca mine, cred că legislația și mai ales legile organice, legile importante, trebuie să aducă practic o regulă punctuală și matematică. Nu cu flendurel că zăpada e verde, dar dacă dăm un pic pe ea, o facem portocalie, știi? Domnul Nicoar, mai aveți puțin până terminați facultate. Da, sunt în anul 2, mai am un semestru și într-un final anul 3 și licența. Da. Sunteți, să zic așa, mai aveți un pic și sunteți gata, copt, ieșit. Da, trebuie să intru în câmpul muncii. Așa. Încotro? Păi nu știu, în continuare aș vrea să merg tot pe domeniul economic, pentru că termin facultatea pe diplomă, voi va scrie economist, ceea ce îmi doresc. Da. În continuare vreau să fac un master tot pe acest domeniu, probabil management, nu știu deocamdată, încă nu m-am hotărât. Și da, după care aș dori și eu să am un oarecare loc de muncă. Să, nu știu, după ce termin și masterul să fiu puțin mai sigur pe mine, că deocamdată, vă spun sincer, sunt destul de îngrijorat. Termin facultatea și mai apoi ce fac? Simțiți că ceea ce învățați acolo, la facultate, vă va ajuta să vă descurcați cumva într-o profesie aici, pe pământ, în lumea reală? Bineînțeles că sunt obiecte care mă vor ajuta, dar după cum este sistemul nostru de învățământ, sunt anumite obiecte care trebuie făcute pentru că așa scrie în tematică, care, nu știu, consider că nu vor fi de folos niciodată, însă trebuie învățate, avem examene chiar acum, mai sunt câteva săptămâni și intrăm în sesiune, trebuie învățate, nici nu se știe în perioada vieții, poate ne vor fi de folos, însă deocamdată părerea mea, nu cred. Și însă este bine să fim pregătiți în mai multe domenii. Domnul Nicoar, domnul Șarpogeat, pardon. Inevitabil vă veți mărita, nu? Cu siguranță. 7-8-10 ani. Peste câțiva ani. Așa. Eu vă urez să nu vă grăbiți, dar asta e treabă. Nici eu nu vreau să vă grăbesc. Crezi că este poziția femei în România în momentul de față? Există discriminare? Că misogină există. Dar există un fel de discriminare? Adică ca femeie găsești mai greu un loc de muncă decât ca bărbat? Depinde. În ultimii ani am observat, lucrăm, adică avem în partidul nostru foarte multe femei puternice, de la care eu una învăț foarte multe și sunt un model pentru mine. În ultimii ani femeile au evoluat foarte mult. Și nu mai e ca pe timpuri, adică femeile găsesc foarte greu un loc de muncă. Dacă ești bine pregătit, reușești și ești foarte bine, adică ceea ce vrei tu, reușești să găsești. Însă sunt anumite domenii în care femeile intră puțin mai greu. Însă cu multă muncă, și eu, spre exemplu, sunt în politică. Da. Adică sper să intru mai, fiind la Facultatea de Științe Politice, vreau să-mi fac masterul în relații internaționale și nu vreau să-mi găsesc alt domeniu în care să profesez. Discutam într-o altă emisiune cu domnul Năstase și cu alți colegi ai noastră faptul că, sigur, științe politice. Politica este o știință, fără îndoială. În politică se mai poate descoperi, în politică se poate face cercetare. Cercetare. Pentru că politica, până la urmă, este o știință care are pe lângă ea, precum era înainte, fizică, chimie, se legau între ele, da? Cum se leagă, că asta e, așa le-a făcut Dumnezeu. Da. Dar și de politică se leagă foarte multe chestii, se leagă sociologia, se leagă psihologie. Filozofia logica. Sigur, logica, sigur. Chiar anul acesta. Chiar mulți spun științe politice. Ce înseamnă chestia? Înseamnă foarte mult, după părerea mea. Înseamnă foarte mult, dar mai mult decât ceea ce considerăm că ar fi încărcătură științifică în această școală, înseamnă o mare răspundere, domnul Năstase. Asta așa este. Politica ca știință
Pentru că mai discutam noi odată, dacă mergem în Parlament acum și cu decretorul de minciuni și întrebăm pe politicienii din Parlament cât au citit mai mult de o carte de politologie, vă spun că 25% sigur nu. Aici e problema, pentru că nu sunt școliți în domeniul politic. Practic, de asta ziceam... Nu sunt educați. Vedeți, aici e problema, pentru că ziceam, bine ar fi ca clasa politică, actuala, să zicem, clasă a guvernanților, bine ar fi să măcar să urmeze câteva cursuri de științe politice, pentru ca să aibă habar ce înseamnă de fapt politica. Politica pe ansamblu e la fel ca și diplomația. Trebuie să știi câte un pic din fiecare și să știi, să ai lângă tine specialiști, consilieri, bine pregătiți, care să te sfătuiască. Și tu să nu ieși practic din vorba lor, pentru că nu e degeaba pe lume vorba aceea. Bine e să fii pregătit atunci când trebuie, cum trebuie, și să spui ceea ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. O chestiune este foarte simplă, și anume că eu cred că un pic exagerat. Sigur, consiliul este făcut să consilieze, nu se stăpânească. Numai că în momentul în care ai un consilier de calitate, nu poți să fii zilnic genial. Nu poți să fii genial de fiecare zi. Nici măcar în fiecare clipă. Nu putem fi perfecți. Că poți avea o anumită atitudine sau o anumită capacitate de analiză la ora 9 și aceeași chestiune să nu faci la fel de bine la ora 3 rămas. Sau invers. Corect. Problema, în schimb, este următoarea. Că atunci când, mai ales atunci când nu ești într-o capacitate psihică sau fizică grozavă, vine cel de lângă tine și spune, băi, cam așa cred eu că trebuie făcut. Și spune, da, într-adevăr, așa este. Dar se simte în politica românească, se simte din ce în ce mai mult parcă lipsa unor consilieri politici de calitate. Bine, da, pregătiți. Aici e problema. Și se simte și necunoștința. Adică faptul că acel politician nu cunoaște nici măcar ce înseamnă politică. Tocmai de asta. Pe lângă să nu mai spunem alte chestiuni, că niște gogorițe care le spun toate partidele. Dacă mergi și iei statutul fiecărui partid, de la stânga la dreapta, veți afla cu deosebire nu neapărat entuziasm, așa, veți vedea că sunt foarte multe puncte comune. Da, pentru că toate te întrebi partidele... care e stânga, care e dreapta. Vedeți, toate partidele doresc să construiască o Românie mai bună. Ca ideal. Așa, în statutul lor asta prevăzut. Am o lacrimă, să vedem, deci, ca ideal, în statutul lor este prevăzut o Românie mai bună. Adică doresc să construiască pe baza ideilor, pe baza principiilor. Aici e problema noastră actuală a României. Principiul, morala, nu mai sunt aplicate în politică. Oamenii nu mai sunt principiali. Ei nu-și mai dau seama, de fapt, că trebuie să acționeze după principii. Principii pe care partidele le-au promovat, pe care partidele au încercat să le găsească și au încercat în același timp să caute cetățeni care să se identifice cu aceste partide și cu ideile acestor partide. Aici e problema. Practica politică, în momentul de față, a ajuns un fel de afacere, un fel de, să spunem, lucru economic. O combinație, exact. Nici măcar afacere, o combinație de a răspund în stradă. Da, investești și devii parlamentar. Da, da. După care, bine, nu se întâmplă asta cu toată lumea. Nu toți parlamentarii sunt, să zicem, oameni de afaceri care au investit în politică pentru a avea mai târziu sau mai devreme, să spunem, un spor financiar. Dar sunt și politicieni și parlamentari care, într-adevăr, știu ce înseamnă politică, aș vede treaba lor. Numai că, vedeți, aici e problema cea mai mare a României. Acești politicieni nu sunt atât de bine mediatizați. Pentru că acești politicieni, prin natura lor intelectuală, ei nu se pot coborî la omul, să spunem, omul din stradă. Atunci înseamnă că nu este politician. Nu. Nu se poate coborî la, mă refeream la comportamentul aceluia rău. Făimător. Știți? Nu la omul simplu, ci la comportamentul acela care îi vedem practic astăzi pe politicieni, că își alâncă cu pahare, se scuipă între ei și așa mai departe, lucruri care nu merge. Domnul Nicoare, nu e frumos. Cum trebuie să arate în viziunea noastră un politician? Un politician în viziunea mea? Da. Păi nu român, știu. Și român neapărat. Român, ok. Da. Păi în primul rând să fie un om serios, care să știe foarte bine nevoile oamenilor,
să vină chiar în mijlocul lor și să-i ajute, să le asculte ofurile și prin puterea care o are să găsească soluții la aceste probleme pe care le au și în primul rând să-i ajute. Asta este părerea mea, pentru că degeaba vine în rândul oamenilor dacă el pe ureche intră și pe cealaltă iese. Adică nu egal cu zero lucrul ăsta. Deci să asculte problemele oamenilor și pe cât posibil să să le și rezolve. De vorbeam fapt politicianii de fapt lăsați-mă ca să continuăm. Să continui. Domnul Șaranca Pojar, vorbeam despre femeile în politică. Aveți un model în politică? O femeie model în politică? Dacă îmi spuneți Elena Udrea, m-a zis pe spate. Nu, și pe mine mă cheamă Elena, însă da. Nu. Da. Nu. Sunt mai multe femei, însă nu aș putea spune... Deci n-aveți lucrat un model politic? Nu. Din Suceava aș putea, dar sunt multe. Sunt doamnele din partid care se implică foarte mult, ne susțin foarte mult pe noi studenții. Avem tot sprijinul lor și care absolut toate încearcă să ne atragă cât mai mult și să facem exact ce au făcut ele ca să ajungem la fel de sus. Noi fetele. Suntem câteva fete care suntem în Clubul Studențesc Liberal. Am înțeles. Domnul Nicoare, a existat acum niște ani de zile un minister al tineretului. Da. Erați copii pe vreme. Da. Minister al tineretului. Chiar în 1990, după Revoluția Română... Atunci m-am născut. Atunci ne-am născut. Pe vremea asta, pe vremea aceea, eu și cu mulți colegi de-ai mei, militam pentru... Noi eram tineri atunci. Noi tineri, aveam 30 de ani, 29 de ani. Militam pentru deschiderea unui minister al tineretului, pentru că erau foarte multe probleme și tineretul, în special, are foarte multe probleme. Asta așa este. Crezi că atunci, dacă în momentul în care, nu știu, o să vină o nouă guvernare, da. Sigur o să vină. Sperăm. Sperăm că de asta ne-am lămurit. Exact. O să vină o nouă guvernare. Indiferent cine va fi aceasta, credeți că va fi nevoie, că este nevoie de un minister al tineretului în România? Consider că da, într-adevăr, este nevoie de un minister al tineretului în România, pentru că tinerii în momentul de față nu știu cât de mult sunt reprezentați și în primul rând băgați în seamă. Imediat aud de tânăr, a terminat facultatea, ok. Nu știe nimic. Nu... Așa spune și-a... Da, și în primul rând... Cât ani are, mă? Păi are 25, nu știe nimic. Și în primul rând, încă o altă problemă am întâlnit-o și eu, am încercat să lucrez part-time și îmi cere asta, cum îi zice... Experiență. CV-ul. Domnule, da. De unde să-mi fac experiență? Asta dacă prima dată sunt în anul întâi, am terminat, mulțumesc Dumnezeu, am mers să mă angajez, e experiență. De unde s-o scot? Dacă dumneavoastră nu-mi dați șansa să fac experiență în cadrul firmei dumneavoastră, ca mai apoi sau să rămân la dumneavoastră, să merg la o altă firmă și să spun, da, vrei, doriți experiență, uitați, am lucrat așa, așa, știu asta, asta și cu asta să fac. Altfel, dar deocamdată, nu, ni se cer niște lucruri imposibile pe care noi nu le putem dobândi. Și da, într-adevăr, este nevoie de un minister al tineretului care să ne ajute să ne formăm și noi profesional, măcar, nu știu, niște locuri de practică voluntariat din partea noastră. Adică și mie îmi place să merg la o firmă, de exemplu, la o firmă pe domeniul contabil. Nu am nevoie de salar. Pur și simplu merg în timpul meu liber. Da, da. Să fac o oarecare experiență, ca mai apoi să merg la o firmă, să mă angajez, într-adevăr, cu carte de muncă și doriți experiență. Da, uitați, știu asta și cu asta să fac. Și da, ar fi mult mai ușor dacă s-ar putea realiza acest minister al tineretului. Asta ar fi o chestiune de bună practică, de adevăr, pe care școala românească nu mai face de mult. Așa este. Pe vremea mea, facultățile aveau și laboratoare, de pildă agronomia, avea ferme unde studenții mergeau și lucrau acolo, făceau practică. Acum, din păcate, nu prea se mai întâmplă. Domnule președinte, că nu pot să vă spun altfel, domnule președinte, urmează sesiune. Deja ne aflăm în perioada de presesiune. De presesiune, în care vom dăm colocvii. Din dramele, da. Nu sunt drame, eu zic că e o perioadă frumoasă. Într-adevăr, nu e... Cum nu e frumoasă sesiunea aia? Pentru că nu este practic o perioadă de sesiune. Noi studenții o numim perioada de stresiune. De stresiune, nu? Așa. Da, pentru că învățăm și practic acum dăm examene. Și vom avea rezultate bune și
practic, munca noastră din perioada semestrului se va vedea acum. Și mai este carnetul, mai e carnetul, e carnet, nu? Da, carnetul de student, da. Carnetul de student. Când întreabă mama după sesiune, avem și carnet, să mă duc eu. Note, nu știu, este atât de frumos viața studențească, atât de frumoasă e mediul universitar, mediul studențesc este frumos. Păi mai rămâneți cu pripete niște ani și da, mai prelungiți. Dar, vedeți, fiecare lucru ar trebui făcut la timpul lui. Și de asta noi încercăm pe cât posibil să avem dreptul de a învăța. Pentru că asta, practic, ne este subminat și asta ne este luat, acest drept. Noi avem responsabilități și drepturi. Responsabilitatea de a învăța, de a veni cu rezultate foarte bune, de a participa la concursuri și s-a dovedit. Practic, dacă luăm rezultatele pe care le-a avut Universitatea Suceava, sunt rezultate foarte bune. Peste tot, la toate sesiunile de comunicări științifice, unde a participat. Și avem dreptul, nu? Să învățăm. Avem obligația să mergem, să învățăm acea materie și acel curs din acel domeniu. Și rezultatele noastre, rezultatele muncii noastre, sunt dovedite. Educația. Dreptul la educație nu este îngrădit. Aici e problema. Guvernul actual comite abuzuri. Abuzuri care lovesc în noi tineri, în noi studenții. Și problema noastră, cea mai mare, e cât, cum am putea și noi, noi studenții, să ne ajutăm între noi pentru a face un sistem mai bun. Chiar dacă nu suntem auziți, cu siguranță, când se va schimba acest guvern, vom fi auziți. Am o curiozitate. La nivel național, cum sunteți reprezentați? Care e forma de organizare? La nivel național există asociații studențești, da, la nivel național, care sunt reprezentate cu un președinte, care merge și se întâlnește la ședințele ministerului, de câte ori este chemat. Dar numai că e problema, da, Ministerul de Educație, exact. Da. Numai că, vedeți, de multe ori nu suntem consultați. Aici e problema și decizia se ia în lipsa noastră, în loc să fim consultați. Măcar să ne întrebe, să ne afle părerea, indiferent dacă e o decizie proastă sau bună, dar măcar să ne întrebe. Asta spun și eu, și anume că dar în momentul în care iei o hotărâre care mă privește, o chestiune care mă privește în mod direct sau chiar și indirect, consultă-mă, întreabă-mă și mie dacă vreau să port rochiță roz, că poate nu vreau să port rochiță roz. Păi aici e problema. Asta e problema. Nu suntem consultați. Nici măcar nu suntem auziți. Și gândiți-vă cum a fost și în seara asta. Sunt multe talente, mulți studenți talentați, mulți tineri care sunt talentați, își urmează cu pasiune munca, au acea însuflețire și acea vitalitate și energie, tocmai pentru că își doresc să se realizeze, să facă ceva cu viața asta. Ei își doresc să ajungă cât mai sus posibil. Din punctul nostru de vedere, știți că poarta televiziunii noastre TV Plus, chiar dacă nu suntem o televiziune de stat, cu cătări de stat, ceea ce ar trebui să facă, de fapt, TVR-ul, unde îi dăm și bani și abonament, și TVR-ul care primește și bani de la stat, chiar dacă noi suntem o televiziune privată, întotdeauna poarta noastră, ușa noastră a fost deschisă pentru cei care au excelat într-un domeniu. Vă mulțumim pentru asta. Ok. Domnule Nicoare, spuneți. După sesiune, da, ceva acțiuni? În cadrul organizației noastre? Da, da. Bineînțeles. Mesajul nostru în 2012 este implică-te în 2012. Dorim să creăm un site www.implicate-in2012.ro în care așteptăm părerile oamenilor, părerile studenților, în primul rând, cu probleme pe care le au. După care dorim să organizăm o olimpiadă, un concurs. Ne-am gândit la niște sporturi, cum ar fi fotbal, volei, basket, șah, table, biliard, în care așteptăm studenți care au talent, vor fi și premii, concursuri, după cum am mai spus. Totodată dorim ca în perioada 1-8 martie să organizăm pe 1 Mister. Opa! Așa. Și pe 8 și pe 8 martie Miss. Da. În care tot așa așteptăm studenți să vină să ni se alăture. Dorim să facem niște traininguri pe debate și speaking. Perfect.
ca să știe cei care vor lucra în campanie sau care doresc să lucreze în campanie, să știe ceea ce înseamnă un speech, să știe, să poată participa la discursuri, să nu aibă trac, cum am eu în momentul ăsta. Nu, să nu și da. Așa? Da. Să nu aibă emoții, chiar dacă sunt puși în dificultate, să știe să iasă din orice încurcătură. Așa, nu știu, Anca, mai ajută-mă. Da, se poate, în timpul campaniei, se poate intra de vorbă cu oamenii mult mai ușor, se poate comunica da. Exact, să le explice, să explice de ce trebuie să voteze și care ar trebui să fie votul lor, să vorbească liber. Noi prin intermediul acestor traininguri vrem să aducem cât mai multe persoane noi alături de noi, să fim cât mai mulți, pentru că în momentul în care suntem un număr mai mare, suntem mai puternici. Corect. Și reușim să facem mult mai multe lucruri, mai multe decât în 2012. Problema, așa vă să reușim și noi să fim ascultați. Exact. Dragii mei, problema este atunci când vine ziua de vot, până atunci toată lumea are păreri și impresii. Normal. Dar când se meargă la vot, să pună ștampil acolo, repet, nu fac apologia niciunei dintre partide. Dar am și eu pasiunile mele din ceea ce privește politica, mi se pare corect. Pasiunile mele de bun simț, discutarem despre una dintre pasiuni, sănătatea. Tinerii de obicei nu merg la vot. Da, asta așa este. Vor veni la vot toată stima pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri, dar săracii ei probabil că dintre puține bucurii ale vieții pe care le-a mai rămas, sau dintre puținele evenimente la care participă, important, da. Așa, este votul. Stă, se uită la UTV, se chiombează la UTV până la două noaptea, l-ascultă pe șoricelul așa, jucăuș, și după aia vine votul. Și la ziua de vot se îmbracă frumos, se spală la 6 dimineața, se bărberește moșul și rupe ușa la vot. Când se deschide ăștia ușa, deschide cu tot cu ușa treia. Sigur, sunt părinții, sunt bunicii noștri. Păi asta încercăm noi. Dar tinerii de ce nu vin la vot? Aici încercăm noi, pentru că nu sunt informați cât de important este votul, cât de important este să participi la luarea deciziilor, pe cine trimiți acolo să te reprezinte. Ei nu sunt informați și n-au fost informați până acum. Guvernele anterioare au avut programe pentru tineret care i-au informat pentru a-i duce la vot. Aici e problema noastră. Eu vă spun și altă, dacă îmi dați voie să comun așa. Eu vă spun și altă chestiune și aici și partidele sunt de vină. Pentru că o să vedem în continuare, o să pună tinerii la lipit afișe, ca și până acum, și când te duci și vezi listele de vot, nebunești. Tot ăia care au fost, unul a fost consilier și acum mai tâmpenit, dar vezi iarăși pe listă, unul care a fost primar nu știu unde și a făcut numai, a dat cu jura, dar a rupt în două și vezi, iar pe listă la Consiliul Județean sau nu știu unde Dumnezeu. Exact. Și în momentul ăla, tu ca tânăr, mă gândesc eu, tu ca tânăr, sigur că ai problema următoare. Iară, steamă, vremea noastră cât mai bine. Vedeți, aici noi am încercat și Partidul Național Liberal și abrogat, să spunem. Dacă ați încercat, e bine, dar de reușit, ați reușit? Păi tocmai, că reușim și așa. Vom reuși așa. Să atragem tinerii și gândiți-vă... E o presimțire, o presupunere sau chiar o certitudine? Nu, este un fapt, da? Un fapt cert. Așa. Echipa PNL Suceava este o echipă tânără. E drept și asta. Așa este. Aici aveți. Deci gândiți-vă că este o echipă tânără. E clar că se vor adresa tinerilor și tinerilor. De asta zic. Și PSD-ul și Partidul Social Democrat la nivel de Suceava are echipă tânără. Este echipă tânără, da. USL-ul. Da, da. Este foarte. Este o echipă tânără. Asta e. De la președinți, copreședinții USL-ului la nivel național, e vorba de domnul Crin Antonescu și de domnul Victor Ponta, până la președinții, copreședinții USL la Suceava, e vorba de domnul Ștefan Alexandru Băișanu și domnul Cătălin Echifor, sunt oameni tineri, persoane tineri. Așa este, așa este. Nu, nu deci, este așa, un fapt cert. Este un fapt cert. Ce mai vrem de atât? Eu aș mai vrea de atât să mă văd și pe voi pe listă, pentru că în momentul în care sigur, tinerii nu vin la vot pentru că n-au, păi dacă îl văd pe ăla de 120 de ani, ca mine, da, mai are puțin. Așa, nu? No, eu n-am 120 de ani, am 119. Dacă îl văd pe ăla de 120 de ani, mai are un pic și bagă vată în nas, păi sigur că tânărul, dumneata, domnișoara, fiică mea, sau fiu. Uite, la spune, dar cum o să mă reprezintă ăsta pe mine? Du-te, bă, de aici că nu merg la vot. Dar în cazul în care partidele ar fi măcar un pic deștepte și ar pune pe listă tineri ca voi,
tineri care până la urmă pot fi trași cumva de mânecă de colegii lor, să spună, băi, ne-ai spus tu în campanie, mă, că o să mergi și o să dai cu pun masă la primar și o să-i spargi ușa cu toporul? Așa ai spus? Așa am spus. Ai făcut asta? N-ai, uite, vreau să n-am cu chestia asta. Deci pot trage pe cineva până la răspundere. Pot avea speranța până una alta și cu toate chiar și tuturile că vor sprijini pe un om de-al lor. Vedeți, Partidul Național Liberal are o organizație specială. Se numește Cluburile Studențești Liberale. Așa. Misiunea cluburilor studențești liberale, existența practică acestor cluburi în țară și în Suceava sunt tocmai pentru a pregăti o nouă clasă politică. Tocmai de asta noi învățăm și dorim să învățăm și politică, să învățăm și la facultate și tocmai de asta ne pregătim pentru ca la un moment dat să preluăm ștafeta. Asta este de fapt misiunea noastră ca și club studențesc liberal. Să ne învățăm studenții ce înseamnă politica, ce trebuie să facă, de asta avem și trainingurile respective pe discurs public și pe dezbatere, tocmai ca studentul, când va ieși de pe băncile facultății, el să aibă deja un minim de cunoștințe și deja să poată aplica în politică. El deja să poată fi în politică, dar deja învățat, școlit. Aici. Până la urmă, să numim chiar educație politică. Exact. Să nu vrem de educație politică. O educație politică în sprijinul societății și în sprijinul a construi. Da, dar ăsta e adevărul. Aici am dat în ele. Nu, dar ăsta e adevărul. E ca demagogie. Da, gândiți-vă. Nu e demagogie. Gândiți-vă că, de fapt, noi, ca și tineri, avem speranțele, visele noastre și vom dori, când ajungem acolo, să le punem în practică. Deci gândiți-vă că noi deja ne gândim cum să construim România de mâine, cea noastră, care, când vom prelua ștafeta. Deci de asta zic, pentru asta ne pregătim de mâine, ca studenți. De mâine noi la Parcul Rece, la Pacea, nu? Noi la Pacea și voi... Nu. Este o colaborare, o interdependență. Este o interdependență între seniori și tineri. Și întotdeauna Partidul Național Liberal s-a adresat și tinerilor și a avut o colaborare și are o colaborare fructuoasă cu tinerii, pentru că gândiți-vă, și echipa aceasta fiind tânără, tot cu ajutorul tinerilor a ajuns acolo și tot cu ajutorul ideilor tinerilor au mers mai departe și vor merge mai departe și cu siguranță vor câștiga alegerile din 2012. Pe lângă una alta, Partidul Național Liberal, într-adevăr, este și un partid istoric, are, cum îmi place mie să spun, urma de melc. Da. A trecut pe undeva. A rămas ceva în urma lui. Păi tocmai, și de asta spun că noi, ca și tineri, avem o speranță că atunci când vom prelua ștafeta, vom avea ce moșteni de la seniori și în același timp vom putea să aplicăm și ideile noastre. Dar în același timp, gândiți-vă, chiar și acum se întâmplă asta. Chiar și acum ideile noastre sunt aplicate de către seniori. Seniorii care sunt tineri apropiați de vârstele noastre. Vă întreb și pe dumneavoastră, comandantul Petrușoara Pojar, care este exemplul dumneavoastră în politică? N-aveți voie două nume. Băsescu și cu Ștefan Alexandru Băieșanu, spuneți-mi alții. Nu, Băsescu nu poate fi un model. Poate pentru cei care sunt rău intenționați atunci, da, poate fi un model. Modelul meu, un singur nume ați spus. Două am spus că nu. Două ați spus că nu, dar sunt mai multe persoane politice, mai multe. Aș putea să spun de doamna europarlamentar Norica Nicolai, de doamna europarlamentară Adina Vălean, de domnul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu. Sunt modele pentru noi. Doamnele. Da, am început cu doamnele pentru că la nivel de politică externă au întâietate. Ne reprezintă acolo în Parlamentul European. Eu nu sunt misogin, dar... Da. În politică externă, gândiți-vă, doamna Norica Nicolai este membra a Comisiei de Politică Externă a Uniunii Europene și Securitate. Așa. Doamna Adina Vălean, la fel în Parlamentul European. Gândiți-vă că politicele pe care, practic, le duc ele acolo, hotărăsc viitorul Uniunii Europene. Așa. Și, evident, nu? Și al României. Și al nostru, al tuturor. De asta, practic, mă bazez ca model pe cel care este acolo. Nu cred, sincer, nu cred că este un exemplu pentru noi. Poate pentru studenții PDL, dar nu pentru noi. N-are cum să fie. Ați vrut să fiți rău și cred că aș fi reușit. Domnul Nicolae, spuneam acum, vorbeam despre politică și exemple în politică. Da. România, politica românească duce lipsă de exemple? Nu. Părerea mea e că nu. Sunt oameni politici care
pot fi luați ca un exemplu. Acum, sincer, noi suntem într-adevăr, suntem într-o... Nu pot să fiu... Eu ca și gazetar, da, eu pun cu mâna pe inimă și să-mi spună cineva, din toți cei care mă știu, dacă nu e așa. Eu n-am putut să fac gazetărie din partea puterii. Am fost chemat de foarte multe ori să lucrez din partea puterii, să primesc salarii doldora. Sigur că toată lumea interesează banul cumva. Având trei copii, sigur că te interesează să ieși și de bani. Dar niciodată n-am putut să fac presă de asta cu maioneză pe mâini. Știi? Da. N-am reușit. E bine, acum nu putem spune că în România chiar nu s-a făcut nimic timp de 20 de ani. Cine spune că nu, ori este prost, ori chior, ori este rău intenționat. În România au existat niște oameni care s-au mișcat până la urmă bine. Nu cei din vârf, probabil. Dar oamenii care au mișcat România pas cu pas împotriva ca Sisif, precum Sisif. A pus sumărul, exact, a pus sumărul împotriva tuturor. Și chiar dacă, forțelor, te zic așa, retrograda, el continua... Sigur că da. Oamenii ăștia au fost extrem de importanți pentru România. Mai sunt oameni de ăștia în România, domnul Nicore? Da, consider că mai sunt. Chiar acum vedeam la televizor, nu știu... De exemplu, domnul Crin Antonescu și, într-adevăr, și domnul Victor Ponta. Consider că sunt niște oameni capabili să facă ceva și să schimbe România în bine. Și bine, sunt mult mai mulți alții, însă deocamdată au o publicitate mai redusă. Oameni care cu potențial, însă poate nu sunt destul de bine puși în valoare. Am înțeles. Sau poate ei nu vor să iasă. Așa este adevărat. Da. Sau poate le place mai mult să stea în umbră. Nu sunt destul de mediatizați. Gândiți-vă că aici e și vina românului, știți? Se uită la televizor și când observă un scandal, parcă se uită mai mulți. Îl sună și pe vecinul și pe vecinul și pe vecina. Dacă valorile ar fi mai mediatizate, am vedea că România este altfel. Dar având în vedere că numai scandaluri, nu știu, gândiți-vă deja ca model pe cine să luăm? Cine este model acum în România pentru tineri? Bianca Drăgușanu, Botezatu, cine? Suzi, cum o cheamă pe aia? Eba, așa? Cine este model? Nu putem, practic, să ne batem joc chiar așa Becali. De țara aceasta. Nu, deci nu putem. Sunt exponenți, să spunem, ai politici, ai vieții moderne, dar nu, chiar dacă sunt. Chiar dacă sunt, dar sunt exponenți. Nu trebuie luate ca modele. Am înțeles. Aici e problema. Modelul trebuie să aibă valoare, principii și morală. Aici e problema. Nu. Deci, acestea sunt doar, cum să zic, niște modele pamfletare. Eventual de batjocoră, de luare de râdere, dar nici de cum modele de urmat. Model de urmat poate fi un profesor, poate fi un preot, poate fi un politician, dar care să aibă tendință, pasiune și evoluție. Aici e problema. Politicienii noștri de astăzi, și mă refer la guvernanți, nu au pasiune, nu au tendință și nu au viziune. De ce? Și noi, bani. Asta. Se joacă cu banii noștri, ai tuturor. Pentru că noi cotizăm. Noi toți. Da, și aici e problema. Aici e problema, pentru că noi tineri avem o viziune. Viziunea noastră e ca cât mai mulți tineri să vină alături de noi, să se implice și să schimbăm România. Pentru că până la urmă este și România noastră. Nu este numai România guvernanților. Nu, bineînțeles, dar nu este România lor. Păi tocmai, este și România noastră. Explica mai devreme că cei care ne conduc, explica mai devreme că sigur nu e România lor, este România noastră. Noi le-am dat-o să joace cu ea niște zile. Le-am dat-o câteva zile să joace cu ea. S-au jucat destul și ne-am făcut-o praf. Păi tocmai asta trebuie să înțeleagă și ne-am făcut-o praf și trebuie să o băgăm din păcate, să o băgăm la spălat și după ce o băgăm la spălat, să o ținem la reanimare niște ani de zile, să o aducem măcar la starea pe care l-am dat. Vedeți, problema e că încă există români care cred în acești politicieni, în această guvernare. Sunt români care pur și simplu au răspuns la un sondaj de opinie că România o duce bine. Încă există români. Aici e problema noastră. Tu, da, cât de conștienți... Poate sunt, da, poate sunt români care o duc bine, doamne, care-i problema? Da. Sunt români care o duc bine. Probabil numai clasa bogată și atât, dar gândiți-vă, majoritatea suntem cei săraci. Vă dau niște exemple multe. Niște care fac construcții pe aici, ați văzut niște cercuri pe strațe pe aici? Da, nu, lasă, domnule, că cercuri așa mici albe, l-ați văzut? Da. Eu am crezut că e loc de dat cu capul, dacă primați să dea cu capul.
Așa. Dar nu e așa. Știi ce sunt alea? Ce sunt? Pregătiți-vă. Chemați copiii, treziți copiii. Sunt semnele, sub semn, fiecare semn este un canal. Care un capac de canal. E acoperit cu asfalt, nu? Care acoperit, da. Frumos. Păi, și oamenii ăștia sunt aia care, când dumneata stai în stație la autobuz să mergi la facultate, trece ăla până cu Q7, trece ăla până baltă, te faci de sus până jos și te uiți lung după el. Dar te uiți lung după banul tău. Da. Înțelegi? Că Q7 ăla e după banul tău făcut, înțelegi? Dar vedeți, uitați și Suceava cum arată. Și e făcut ăla care, e băiatul ăla care desenează circulețe. Pe... Da. Da. Păi aici e problema. Păi asta e problema. Pentru că grupurile de interese își fac jocul. Acum tabla de șah s-a așezat și cu siguranță fac mișcarea. Și, și dacă e să o luăm așa, chiar și actuala guvernare, partidul de guvernământ a așezat piesele pe tablă și a făcut prima mișcare. Și urmează noi. E, cu siguranță în acesta le vom da șahmat. Da. Poate multă calul, domnul președinte. Spunem cât mai... am ajuns, din păcate, la finalul emisiunii. Emisiunea, după vremea, a trecut foarte repede. Erau multe de spus. Erau multe de spus, totuși, exact, puțin totuși am spus. Domnule Nicoară, ce vă doriți de la 2012? De la 2012, nu știu, în primul rând o schimbare în bine a societății. Ca tinerii să... după ce termină facultate să fie mult mai încrezători în ei, să se înscrie la o facultate și să fie sigur că după ce vor termina au un loc de muncă asigurat, pentru că am cunoștințe care la ce îmi folosește mie o facultate, pentru că, uite, de exemplu, am sora mea care a terminat două facultăți și are salarii de 10 milioane și el se gândește că merge în construcții, dau un exemplu, și câștigă de două ori mai bine. Și îmi doresc o schimbare în bine, mai ales a sistemului de învățământ și care, în primul rând, să ajute tineri. Anca Elena Pojar, gândiți-vă că mă cheamă și Elena, nu? Da. Anca Elena Pojar. Aceeași întrebare. Încercăm să fim ajutați în 2012 să reușim să facem mult mai multe, să fim susținuți mult mai mult, pentru că avem foarte multe planuri. Noi, tineretul, vrem să facem foarte multe lucruri. Însă dacă nu suntem susținuți, nu reușim să facem nimic. Vrem să oferim și altor tineri care nu vor să se implice în politică, nu îi interesează, să îi convingem să meargă la vot, să luăm o decizie mult mai bună decât a fost luată în ceilalți ani și să ne fie mult mai bine. Domnul președinte, v-am lăsat să încheiați emisiunea. Vă mulțumesc. Încercăm să informăm tinerii cât putem noi de bine că decizia lor este foarte importantă și ar trebui să se prezinte la vot. Tocmai de asta suntem interesați să se implice alături de noi în viața politică. Este dreptul nostru și trebuie, dacă nu-l respectă ceilalți, trebuie să-l facem noi respectați. Trebuie să luptăm, să ne asigurăm drepturile, pentru că actuala guvernare își bate joc de noi și de viitorul nostru. Trebuie să avem grijă că anii ce vor urma vor fi ani grei. Am primit această moștenire a guvernului PDL, o moștenire grea, și trebuie să o ducem în cărcă. Este un viitor greu, dar anul 2012 aduce și speranță și cu siguranță prin noi tinerii, prin noi înșine, vom reuși să dăm o altă lumină și o altă față României. Și nu numai României, dar și Sucevei. Noi reprezentăm speranța pentru români și cu siguranță trebuie, în principal, trebuie să nu-i dezamăgim pe părinții noștri, care atât de mult s-au zbătut și atât de mult au dorit să ne crească, atât de mult au dorit să ne ofere o educație, iar sistemul actual, instituțiile nu funcționează, iar guvernul României își bate joc de munca lor și, bineînțeles, de viața și viitorul nostru. Ok. Vă doriți foarte multe, după câte văd. Da, pentru că suntem tine. Vă doriți foarte avem multe. Avem vise și pretenții și proiecte. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea. Vă aștept oricând. Aveți ceva de spus și eu știu că voi aveți de spus mereu câte ceva, dar oricum, oricând se întâmplă ceva deosebit,
ne sunăm, ne contactăm și o mai... Noi vă mulțumim frumos. Noi vă mulțumim frumos pentru sprijin. Ok. Vă mulțumesc și noastră, stimații suceveni. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la această oră din noapte. Sunt Gabriel Ghincea și vă urez o noapte bună. La revedere!